Pentru că eu sunt o fire pe cât de retrasă, pe atât de vulcanică. Te-ai gândit vreodată la un rol pe care ai fi vrut să-l joci, dar încă nu l-ai jucat? În general, eu visez să mă filmez în filme, pentru că am avut o experiență tare mică și am reușit să mă îndrăgostesc de tot acest proces. Ce înseamnă scena pentru tine? Scena la fel te pedepsește. Vorbind despre teatrul popular și rolul tău, fondatoare acestui teatru, te-ai gândit că e greu acest rol pentru tine și că ai obosit sau ai avut momente când ai simțit că poți să te dai bătută? În momentul în care tu nu ești destul de bun sau n-ai repetat destul, scena te face să te simți foarte mic. Vreau să vorbim, Victoria, acum și despre Fata din pădure. Nu mă consider scriitoare, în general am o perioadă, nu mă consider o actriță, mă consider om. Om care încearcă să trăiască, încearcă să nu doar să supraviețuiască. Oameni și idei cu Mihaela Iorgu. Bună ziua și bine v-am găsit la emisiunea Oameni și idei de la Radio Chișinău. Eu sunt Mihaela Iorgu, iar astăzi alături de mine este Victoria Roșca. Vorbim despre rolul de regizoare și actriță, personalitatea și începuturile ei, dar și cartea scrisă, Fata din pădure. Salut, Victoria, și bine ai venit la Radio Chișinău. Salutare, bine v-am găsit. Mulțumesc mult că ai acceptat invitația mea și că ești receptivă. Apropo, ținând cont de asta, vreau să te întreb dacă sunt pentru tine camerele de luat vedere, interviurile și discuțiile astea publice, dacă nu ai obosit de la toate interviurile, să spun așa. Eu mai iau pauze din când, când în când. Simți, da, nevoia. Și când simt că nu am ce povesti și că trebuie să ne retragem ca să mai construim ceva, după care să mai povestim ce și cum am făcut. Cred că am câteva luni bune de când am făcut așa o pauză și revenim, pentru că trebuie să promovăm ceea ce muncim, trebuie să ne vindem munca și face parte și asta din drumul nostru. Pentru că singura ai spus acum că e o pauză mare de când nu ai fost la un interviu, vreau și eu de această dată să te provoc să te autodescrii și să-mi spui cine este Victoria din punctul tău de vedere. În primul rând, sunt mamă, sunt un om care pe primul loc este familia, dar niciodată nu mi-am pus visele și tot ce este legat de carieră acolo prinse undeva și să zic că nu, mai întâi fac aici și după care mă mut acolo. Găsesc mijlocul ăsta ca să merg cot la cot cu și cu una și cu alta și să-mi umplu paharul. Sunt un om, să zic eu așa, muncitor, entuziast, care îmi place de obicei să scot la capăt ceea ce pornesc, chiar dacă mi se dă uneori mai complicat. Și nu știu dacă sunt destul de prietenoasă, dar oamenii la care țin sunt acei oameni cu care într-adevăr reușesc să construiesc ceva. Mulți, din perspectiva ta, mulți oameni te înconjoară? Sau puțin, dar buni, fraza asta pe care de înconjurat mă înconjoară foarte multă lume și chiar am parte de oameni cu care mi-au fost alături în toate proiectele mele, vorbind și de donații și de tot ce ține de partea asta, dar prieteni am foarte puțini. Victoria, la ce știi tu că te descurci cel mai bine? Eu sunt un foarte bun generator de idei. Creativitatea e despre tine. Da, și mai sunt un foarte bun organizator. Pot aduna oameni dacă vreau, pot să deleghez dacă trebuie. Nu neapărat ceea ce pornesc eu este nevoie ca să stau eu în frunte, nu este despre mine întotdeauna asta, pentru că cam tot ce am făcut împreună cu echipa.
Și întotdeauna zic că asta ne-a învățat la regie, de fapt, că echipa este totul și dacă poți să-ți aduni oamenii buni pe domeniu și pe sfera lui, atunci lucrurile se mișcă și se mișcă spre bine. Nu sunt omul care să fac 10 lucruri odată și să vreau să fiu prima și să numai eu. Nu am momentele astea și, dacă sincer, mă bucur partea asta. Din mine. Dar vorbind despre echipă și oameni, cât de greu ți-a fost să-i găsești pe oamenii potriviți, dar și să ai încredere în ei, că uite, sunt potriviți pentru tine, că o să se descurce, că o să ai încredere în ei? Știi, când pornești un proiect, nu l-am pornit neapărat, să zic, singură, și lucrurile astea au venit foarte firesc și foarte de la sine, că în drum s-a prins un om de o idee și hai să vedem, s-a prins al doilea, al treilea l-a adus pe altcineva și cumva așa s-au mișcat lucrurile la ceea ce ține de teatru, la ceea ce ține de vlog, ceea ce ține deja, pentru că noi am făcut și un serial, a fost nevoie să-mi găsesc o echipă de producție foarte bună și am găsit și acolo oamenii potriviți care la rândul lor aveau deja o echipă și știau sigur de ce este nevoie și în ușile cui să bată, și atunci am împărțit ce poți tu mai bine faci tu, ce pot eu mai bine fac eu, pentru că eu m-am ocupat în mare parte de scenariu și ca să găsesc parteneri, ei s-au ocupat de tot ce înseamnă producție, locații, dar m-am implicat și acolo și atunci lucrurile așa vin, se leagă. Ce ține de încredere, eu încă învăț să pun niște bariere la tot ce înseamnă colaborare, pentru că de multe ori atunci când treci pe prietenie, uneori tot ce înseamnă muncă rămâne așa mai în spate, suntem nevoiți de multe ori să închidem ochii și să nu le facem observații pentru că oamenii se supără, și ultimii 2 ani am zis că hai să ducem niște discuții, niște tratative, prietenia este prietenie, munca este muncă, să nu încurcăm una cu alta, să nu luăm la personal, observațiile care se fac în lucru să nu treacă și în viața de zi cu zi. Nu e atât de simplu, este complicat, pentru că majoritatea oamenilor cu care prietenesc sunt de fapt și cei care îmi sunt și în echipă. Dar învățăm să ne cunoaștem limitele și să ne înțelegem, nu știu, mai sunt și neînțelegeri, nu zic că suntem o echipă perfectă, dar nici nu știu ce înseamnă perfecțiunea, dacă e subiectivă cumva, da. Pentru fiecare perfect înseamnă diferit. Da, exact. Uite, pentru că am spus că vreau să vorbim astăzi și despre personalitatea ta, tu ai scris: uneori sunt tare rea cu sufletul meu și mă biciuiesc atât de mult încât reușesc să mă îmbolnăvesc destul de des. Cât de critică ești cu tine? E foarte. Sunt foarte critică și sunt foarte critică cu mine de copil. Așa sunt eu. Mama zice că încerci acum să lupți cu partea asta ta, dar tu așa erai de mică. Ei deja mă cunoșteau și dacă eu puteam să nu vorbesc o zi întreagă, ei știau că eu ori nu m-am prezentat bine la o anumită lecție și eram mult mai sigură că o să iasă altfel, ori am participat la ceva, ori m-au nedreptățit și eu luam toate foarte, foarte aproape de suflet. Eu eram foarte bună la limba română, foarte bună eram, și mai ales la partea scrisă, și eram copilul care citește și eram cu, cred că cu vreo 2-3 ani, cu tot ce ține cărțile înainte. Și în gimnaziu am avut o relație foarte apropiată cu profesorul meu, dar la liceu am nimerit cu tot în altă lume, cu un profesor în față care nu mi-a cunoscut potențialul și care, să zic așa, n-a văzut în mine iată partea asta și cumva nu m-am simțit valorificată. Și atunci, trecând de la 10 la limba română din clasele mici la 8 brusc, s-a simțit, până când am înțeles că
trebuie să o iau de la zero, că oamenii, am venit cu tot într-o lume nouă, oamenii nu știu ce pot eu și până în final am reușit să demonstrez și acolo că sunt foarte bună la scris. De obicei am noroc de colegi foarte buni care întotdeauna zic că măi, nu ți-au pus pe dreptate că tu meritai 10 și probabil asta a contat pentru mine, dar și acum sunt un om care se biciuiește foarte mult și într-adevăr atunci când mă îmbolnăvesc la mine, eu deja am reușit să mă cunosc și știu dacă mă doare gâtul e de la asta, dacă mă doare asta e de la asta, dacă am angoasă e de la asta, că nu spun până la capăt oamenilor ceva. Și îți analizezi bine corpul. Da, da, da. Și știu sigur că dacă nu am zis ceva la timpul potrivit, peste ceva timp, o să se întâmple ceva și o să mă îmbolnăvesc foarte tare. Și mi s-a întâmplat de foarte multe ori. Dar asta e. Asta e. Dacă ai spus că din copilărie erai o persoană critică cu tine, vreau să te întreb care este prima amintire care îți vine în gând atunci când spun cuvântul copilărie? Casă părintească. Erai un copil năzbătios, liniștit? Foarte, foarte năzbătios, foarte dintr-o extremă în alta. Mama zicea că eu în 5 minute putea să plâng în hohote cu lacrimi, că ei credeau că mi-am rupt ceva și în următoarele momente să începe a zâmbi și a râde și a le povesti și lor. Le-a fost întotdeauna mai complicat cu mine, că anume la capitolul ca să poată să mă înțeleagă, să-mi ofere atenția de care eu am nevoie. Și întotdeauna am fost un copil care am avut nevoie de foarte multă dragoste, de foarte să vină să-mi spună că mă iubesc, că ești foarte frumoasă, că ești așa. Am avut nevoie. Probabil eu am așa un gol mai mare în sufletul meu și am mereu nevoie de oamenii mei și de aprecieri și de iubire, mai ales în familie. Și la noi în familie se spune te iubesc, se face complimente, se ascultă unii pe alții și copilul nostru la fel așa este învățat, când ai o zi mai așa, du-te și îmbrățișează învățătorul, spune că nu te simți bine, vină la noi și zine ce se întâmplă și el vine la noi și zice hai pupați-mă că eu sunt copilul vostru. Și el e mărișor deja, are clasa 5-a. Da, nu contează. Da. Iată, tu aveai nevoie de această susținere, de această apreciere și la rândul tău oferiți, pentru că asta era și întrebarea mea, dacă și în familie se întâmplă asta și uite că mi-ai răspuns. Ești prea rușinoasă, prea modestă și prea bună. Oamenii trag și trag de tine în stânga și dreapta și tu dai și dai până cazi. Îmi tot zicea mama mea, care e de 1000 de ori mai bună ca mine, ai scris tu. Deci vreau să te întreb cum e mama ta și ce ai învățat de la ea pe parcursul anilor. Mama mea este un om fenomen, pentru că mama mea a putut să se jertfească pentru copii și a făcut absolut tot posibilul ca noi toți patru să facem studii, ca noi toți patru să fim niște oameni care emană bunătate, nu suntem copii fără valori și sunt prăștiați pe lume și nu știu ce vor de la viață. E în continuare omul care ne ajută cu copiii noștri, este o bunică ideală și atunci când îi zic mama este nevoie să stai cu Ovidiu și nici nu se pune întrebarea, adică și are grijă de copii și de nepoți și un om care poate să ierte în stânga și dreapta fără fără să se gândească prea mult. Exact, trece toate situațiile atât de prin ea și nu reușește să pună la inimă și eu chiar o întreb câteodată cum poți așa? Și mama zice știi, cu timpul înțelegi care sunt adevăratele lucruri importante pentru tine și nu te mai axezi pe cine și ce ți-a mai zis, ce ți-a mai făcut atât timp cât familia ți-e bine, ești sănătos, găsești liniște sufletească, nu mai ai nevoie veșnic să demonstrezi, veșnic să te rezolvi cu cineva. Și încerc să învăț iată partea asta. Iată de la tu, ea. Cum ești la acest capitol? Ierți ușor? Nu. Nu? Nu iert ușor. Eu am mai mult vin pe linia tatălui, care este așa mai rebel și este așa mai tăios, să zic așa.
mai nebunatic de fire, mai, dar ofer mult mai multe și probabil am niște așteptări. E exact linia lui. Și am, că citeam undeva că trăim nu știu câți ani o linie maternă și o linie paternă. Am acum o perioadă și simt că trăiesc linia tatălui și chiar mă văd, pentru că eu pot să dau absolut tot ce am unui om, și dacă mi se umple paharul și atunci foarte greu depășesc și foarte greu mă întorc la acel om și chiar pot să o rup definitiv, dar brusc, fără să dau și explicații, dacă sincer. Și nu este partea cu care eu mă mândresc. Este partea la care eu muncesc și încerc să fiu altfel, dar am emoții care mă autodepășesc și uneori nu pot să fac față. E o luptă așa. Emoțiile întotdeauna cumva e înaintea gândirii și nu gestionează cum nu vrem. Noi ar trebui noi să gestionăm, pentru că eu am făcut când era copilul meu mic, simțeam că am nevoie să mă duc să fac niște lecții cu cineva pe tot ce înseamnă canalizare corectă de emoții, tot ce înseamnă inteligență emoțională, și atunci m-am prins de primul meu masterat și mă întreba atunci pedagogii de acolo, ziceau, da, pentru ce faci tu, iată ce învățăm noi acum, și vrei să predai? Zic, nu, fac asta pentru mine, pentru ca să nu fiu un om conflictogen, ca să pot să, pentru că eu sunt o fire pe cât de retrasă, pe atât de vulcanică. Și am așa, eu cred că sunt pe perioade și zic, am nevoie să lucrez cu mine, am nevoie să știu cum să mă îmblânzesc, cum să fiu în primul rând bun cu mine, ca să pot să eman energia care trebuie, să pot să lucrez cu oamenii, și asta este foarte și foarte greu, pentru că nu sunt lecții în școală despre acest subiect. Da, într-adevăr, nu suntem învățați cum să gestionăm în momente de stres, atunci când noi explodăm și suntem impulsive. Victoria, tu ai spus că ești persoana care merge întotdeauna spre visele tale și vreau să te întreb acum, ce vise are Victoria? Acum Victoria visează la un sediu pentru teatru popular. Da. Victoria visează să meargă într-o călătorie și să mai scrie o carte și deja plec în India la vară. Și acolo crezi că o să ai acea inspirație de a scrie mai mult? De obicei când fac schimbări din astea bruște și văd ceva nou și da, de obicei ceva se întâmplă, și de fiecare dată când am avut nevoie de o schimbare, atunci m-am rupt un pic de aici și am plecat. Eu știu să mă deconectez de la tot și să fiu acolo atâta cât trebuie ca să pot să nasc ceva. Victoria mai vrea un copil. Victoria vrea ca să-și mărească echipa, pentru că munca noastră cere, și întotdeauna zic că când o să facem un proiect nou, neapărat oamenii care trebuie să vină o să vină, și de obicei așa și s-a întâmplat. Cam asta e pentru moment. Care vreau să te treptat vreau să ajungem și la teatru, scenă, și vreau să te întreb care este diferența dintre Victoria de pe scenă și Victoria din viața de zi cu zi. Victoria pe scenă îmbracă un rol, învață un text, se transformă, se pune în pielea unui personaj. În viața de zi cu zi sunt așa cum a făcut mama cu tata. Îmi permit să fiu așa. Nu încerc să impresionez, nu încerc să demonstrez nimic, niciodată n-am avut partea asta. Unii mă găsesc foarte cu minte și liniștită, alții mă găsesc tare nebunatică și vulcanică. Depinde. Depinde în ce circumstanțe ne întâlnim. Te-ai gândit vreodată la un rol pe care ai fi vrut să-l joci, dar încă nu l-ai jucat? Poate un rol dintr-un film, serial, chiar și pe scenă? Nu, în general eu visez să mă filmez în filme, pentru că am avut o experiență tare mică și am reușit să mă îndrăgostesc de tot acest proces și să înțeleg că asta e atât de frumos. Care e diferența de a juca un rol pe scenă la teatru și diferența de a juca un rol pentru un film? În teatru e mult mai greu.
Mai greu. E mult, mult mai greu, pentru că ești pus în fața spectatorilor și trebuie să fii aici acum, nimeni nu-ți mai dă dubla 1, dubla 2, hai mai încercăm o dată, când te auzi bine. E o responsabilitate mult, mult mai mare. Chiar zilele astea am avut o premieră și am avut, în prima zi de premieră am avut un public mai diferit, mai nou, care a nimerit la noi așa prima dată și încă erau necopți și încă ne studiau cine suntem, ce se întâmplă, nu ne cunoșteau și noi am simțit această energie și pot să spun că am fost foarte stresată pentru că i-am simțit pe ei. A fost o energie, o străină, oameni străini. Da, cumva. Da, și ochi foarte întrebători și ei nu înțelegeau ca... Până la final, într-adevăr, să-mi dau seama că au venit de undeva prin cineva și erau mulți și zic, da, eu v-am simțit că eu îmi cunosc publicul, știu oamenii mei de pe rețele, cumva ne cunoaștem deja și după, nu știu, cea mai mică interacțiune, dar a fost interesant și frumos pentru că a fost ceva nou. Și ne-a pus așa un pic în dificultate, ne-a încercat, ne-a văzut, ne-am simțit așa. E uneori bine să te simți un pic străin. Să ieși în zona de confort. Exact, pentru că îți tragi niște concluzii și îți dai seama că tu trebuie să fii în toate formele și cel mai bun, indiferent de ce îți dă publicul, că îți emană ei acea energie de care ai tu nevoie sau nu. Și am fost noi nevoiți să fim în scenă așa mai vrupți, mai vulcanici, ca să putem să-i dominăm, să zic așa. Și să le atrageți atenția, să fie cu exact, ochii doar să-i luăm de acolo, că foarte greu i-am tras din lumea aceea lor, să vin aici într-o oră, să fie cu noi, să ne conectăm și să scoatem în capete acest spectacol, pentru că este un proces în care sunt impliciți și ei. Și noi avem nevoie să le captăm atenția ca să-i ducem acolo unde avem noi nevoie. Și a fost mai complicat, dacă sincer. Cred că ne-am prins pe la jumătate de spectacol. În film mie mi s-a părut mai, nu că simplu, e și acolo cu tot o altă tehnică, dar ai posibilitatea să repeți câteva duble, ai cel puțin unde am lucrat noi, am avut echipă care s-a ocupat de costume, make-up, nu știu ce, regizor, o echipă întreagă în jurul tău și tu aveai doar să-ți faci rolul așa cum trebuie. În teatru nu prea avem parte de, mai ales în timpul spectacolului, nu ai tu nici, rămâi tu cu tine și cu ochii spectatorilor. Cred că asta e și cel mai greu de a fi în rolul unui actor, să captezi atenția spectatorilor, ceea ce nu se întâmplă într-un film. Nu te gândești la asta în timpul filmărilor sau nu știu. Și vorbind despre scenă, ce înseamnă scena pentru tine? Scena este pentru mine altarul meu, dacă sincer. Este locul unde eu mă simt liberă, eu mă simt acasă, este locul în care eu pot să-mi spun ofurile, durerile, dar și bucuriile, unde pot să-mi adun oamenii mei ca să le comunic ceva în felul meu, de pe poziția unui personaj. Este locul unde eu mă regăsesc și atunci când după o pauză revenim, am nevoie de timp ca să mă adaptez, pentru că scena te pedepsește dacă te rupi de la ea. Ai nevoie de ceva timp ca să te readuci în formă. E exact ca sportul de care te lași un timp și când revii te doare tot. Da, și revii exact, mai greu, nu ai... Exact, așa și scena. Scena la fel te pedepsește, la fel te fac... În momentul în care tu nu ești destul de bun sau n-ai repetat destul, scena te face să te simți foarte mic, foarte inutil. Și să simți și să trăiești cu senzația asta este foarte greu și foarte dur. Iată, pentru că noi nu avem în sala noastră repetiții, pentru că avem un oficiu,
unde repetăm. Și atunci când ne merim în scenă să facem, da, mizanscenele și ca să putem să scoatem premiera, avem, cred că, vreo săptămână la dispoziție, ce este foarte puțin. Practic, toată săptămâna suntem foarte biciuiți, foarte străini. Asta mă sperie de un timp și îmi dau seama că trebuie să găsim un spațiu în care să avem o scenă cât de mică, o platformă, nu contează, dar să avem posibilitatea să lucrăm în scenă. Mm-hmm. Totuși, platforma asta, care pare așa o ridicătură de la pământ, îți dă altă stare, îți dă altă putere și te pune acolo cumva sus ca să poți să-ți faci rolul demn. Mm-hmm. Vorbind despre rol și despre actorie, crezi că e greu de a fi actor? Și tot aici vreau să te întreb, în a fi actor, aici e mai mult muncă sau talent? Eu am muncit foarte mult. Nu știu dacă m-am născut să fiu actriță, cum zice oamenii. Eu mi-am dorit să fiu în meseria asta, pentru că, deși eu am făcut regie și am nimerit acolo pur și simplu, eu nu știu, n-am știut până am nimerit la curs ce este regie, doar că eu când am plecat, toate locurile la actorie deja erau ocupate. Uh-huh. Și a zis că hai să încercăm, că mai sunt, este un loc sau două la regie stradă și trebuie să vedem. Din start mi-a spus că regia este mult mai complicată, că trebuie să posezi și tot ce ține de arta scrisului și mișcare scenică și dans, eu fiind foarte departe de ce înseamnă dans. Am nimerit la curs și încet, încet a început să-mi placă și prima dată în ce m-am manifestat a fost de fapt actoria, fiind un obiect de bază. Mai ales la tot ce înseamnă caractere, personaje. Cred că asta s-a întâmplat prin anul 2. Prin anul 1 eram foarte crudă, foarte o decelușă așa, de nu știam de unde se ia și de unde se pune. Toată lumea de acolo era un teatru întreg, toată Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, vedeam pedagogii noștri pe care îi vedeam, nu știu, la televizor, în copilărie, pe coridoare și nu înțelegeam ce se întâmplă. Noi eram acolo de dimineață până noaptea târziu, uneori putea să fie și 2 și 3 dimineața ca noi să ieșim, uneori dormeam acolo. Dar eu cred că dacă ai încredere în tine și începi să iubești ceea ce faci, ai nevoie și de un pic de talent. Ai nevoie. Dar nemărginit totul este muncă. Eu am avut posibilitatea să lucrez cu persoane care nu au școală de actorie în spate și... Dar se descurcă. S-au descurcat, au muncit, au învățat, au dibăcit cumva un rol și au ieșit foarte demn în scenă și nimeni nu și-a pus niciodată întrebarea dacă are. Totuși eu cred că e muncă. Mm-hmm. E muncă mai mult decât greutate. Dar care sunt acele calități pe care ar trebui să le aibă un actor? În primul rând, eu cred că un actor trebuie să citească foarte mult. Să intre în toată lumea asta a personajelor care nu sunt decât oameni din viața de zi cu zi, cu povești în spate, să fie mereu gata și deschiși să încerce ceva nou, să nu-și pună barierele astea, să nu zică că eu asta nu pot, eu de asta mă tem, pentru că astea de fapt ne și cam îngroapă pe noi. Normal că tot ce ține de abilitățile de a asculta muzică, de a avea un ritm, de a avea un auz bun, sunt puncte forte, dar iarăși le poți dezvolta și antrena, nu-i neapărat să vii cu o ureche muzicală, nu știu de care, și cu o voce foarte bine pusă. Te apuci, muncești, le dezvolți, te antrenezi, experiența este totul. Mm-hmm. În rol de regizoare, actriță și fondatoare a teatrului, vreau să te întreb dacă sunt interesați cetățenii Republicii Moldova de teatru și de scenă? Da.
Da, și așa a fost mereu sau iată pe parcursul anilor ai simțit o schimbare? Când eram eu studentă, erau sălile de teatru mai goale. Acum anii ăștia încoace, 4, 5, 6 ani, văd tot mai multă lume interesată de artă, de cultură, de teatru, de muzică și orice eveniment pe care, la care ne meresc, este un eveniment cu lume. Se pune acum foarte mult preț pe tot ce înseamnă autentic, pe tot ce a fost cândva, să se readucă, și asta este foarte, foarte frumos și atractiv și de aplaudat, dacă sincer. Văd foarte mulți oameni cu inițiativă de un timp, care vor să facă ceva, vor să aducă ceva inovativ, încearcă să adune oameni în jur, și asta este foarte, foarte frumos. Dar îmi dau seama că era digitală și spune cuvântul. Dar e mai ușor așa să aduni oameni. Partea asta ce ține de promovare este în frunte. Vrem noi, nu vrem, alții se supără, alții o iau ca pe o binecuvântare. Eu mă dau după timpurile în care trăiesc și mă țin de ele și le transform în oportunități, că altfel nu ai cum. Da, asta voiam să spun și eu, că trebuie să profităm de ceea ce ne oferă online-ul, de fapt. Vorbind despre teatrul popular, care este spectacolul pe care acum îl recomanzi ascultătorilor noștri? La ce spectacol să ajungem? Da, noi acum am avut o premieră săptămâna trecută și vreau să mulțumesc spectatorilor pentru că a fost sălile pline. Este vorba de Greierașul Argintiu. Este un spectacol pentru copii, după Greierile și Furnica, fabula Greierile și Furnica. Dramaturgul nostru a reușit să construiască o poiană întreagă de personaje, cu un corb în frunte care este corupt, cu o ajutoare de hoț, Hocoțofana Guia, cu un greieraș micuț care abia se naște și vine în poienița asta unde întâlnește și furnica și o lăcustă, și el, fiind prima zi pe pământ, încearcă să fie bun, cu minte, ca un copil, zâmbitor, să creadă în povești, în tot ce îi se spune, fără ca societatea să reușească să-l domine și să-l schimbe. El apărând cu muzica lui și încearcă să-i bucure și pe toți din poieniță și să le spună că se poate de trăit și altfel, că nu este nevoie să aveți neapărat un șef nu știu de care ca voi să vă trăiți viața, că voi aveți părerea voastră și voi ați votat ca el să fie să fie șeful vostru. Deși pare un spectacol așa pentru copii, un spectacol, nu e neapărat doar exact, pentru copii. Este un spectacol educativ, cu o temă foarte interesantă, cu o temă foarte actuală, pentru că copiii trebuie de mici să fie educați și învățați ce e frumos, ce e bine, ce se poate, ce nu se poate, ce înseamnă valoare, să nu renunțe la ei. Și avem și o suprasarcină super frumoasă, ca meseria de artist să fie recunoscută, pentru că știm că în textul care este propriu-zis, toți zic greierașului că să cânți la vioară asta nu este lucru, noi am schimbat subiectul și să cânți la vioară este o muncă colosală. Și că munca artistului să fie de fapt apreciată și că asta nu înseamnă că tu ești un lenos. Și ne-am permis să scoatem acest subiect la iveală și să-l discutăm și să-l discutăm împreună cu copiii. Și cea mai mare bucurie e că ei au înțeles, pentru că noi la final am ieșit în hol și am vorbit. Și ei toți, voi sunteți răi, voi ați furat, voi greierașul este cel mai brav. Pentru noi, de ce? Pentru că este bun și este vesel, gata. Ei au înțeles mesajul. Și asta este cel mai important. Exact. Pentru că ni se părea la început, când mi-a dus scenaristul textul, mi-a părut un text atât de complicat,
Și zic, măi, dar ia stați un pic, pentru că copiii care sunt astăzi nu mai sunt copiii care eram noi. Mă, îmi trebuiau teme din astea mai ușurele, așa, mai sănuța fuge, nimeni nu ajunge. Copiii din ziua de astăzi știu ce înseamnă un OZN, pentru că greierașul nostru apare dintr-un ou și la început este confundat cu un OZN. Am reușit să le luăm temele lor actuale și ei sunt foarte deștepți și foarte capabili. Și atunci degeaba ne-am făcut noi probleme, pentru că ei au înțeles subiectul. Eu mă gândeam că undeva la a treia, a patra scenă eu să prind a înțelege. Nu. Ei au înțeles din a doua scenă ce se întâmplă, au definit foarte bine rolurile, au văzut ce calități, au înțeles care sunt personajele pozitive și negative. Asta e foarte frumos. Foarte frumos. Și trebuie să recunoaștem că, într-adevăr, acum copiii sunt inteligenți. Uneori, fiind la o vârstă foarte mică, adresează o întrebare la care nici nu te aștepți și te gândești ce răspuns îi ofer. Exact. Vorbind despre teatrul popular și rolul tău, fondatoare acestui teatru, te-ai gândit că e greu acest rol pentru tine și că ai obosit sau ai avut momente când ai simțit că poți să te dai bătută? Da, la început am pornit tot pe entuziasm și când ești la început îți pare tot așa, nu știu, intri foarte mult în tot ce înseamnă poveste și interesant și hai să vedem. Când începi să vezi că trebuie să crești, să te dezvolți, că să nu te repeți și ai nevoie de bani și ai nevoie de spațiu și bugetele nu-ți mai ajung, da, uneori mă gândesc să dau, să fac un pas în spate, caut soluții, alte ori zic când nu găsesc, măi, dar poate nu asta mi-e menirea, poate eu într-adevăr bat în niște uși închise cu lacăt din ala ruginit și eu tot trag de ușa aceea, dar sunt ferestrele. Sunt ferestrele și ele întotdeauna apar prin oameni noi, prin oameni care ne iubesc și zice, eu cred că vă pot ajuta. Și atunci întotdeauna raza asta de lumină și de soare pătrunde acolo unde trebuie și e mâna aceea de ajutor care parcă pare așa, nu știu, parcă vine din cer, din senin și te mișcă, te urnește și mai ales că noi suntem cu echipa așa uniți pe tot ce înseamnă asta și știm să ne tragem unul pe altul atunci când mie mi-este greu, trag ei, atunci când lor le este greu, trag eu. Și reușim să tragem aer între. Vreau să vorbim, Victoria, acum și despre Fata din Pădure și să-mi spui cum și când ai înțeles tu că vrei ca gândurile tale sau istoria ta să fie scrisă, iată, într-o carte. Cartea, de fapt, eu scriam pe un blog și de fiecare dată când puneam câte o bucățică așa de text pe Facebook, lumea tot îmi scria că eu aș cumpăra cartea ta, dar eu am luat-o întotdeauna așa ca, nu știu, ca pe un comentariu să zic și normal că eram fericită și împăcată că oamenii se prinde ceea ce citesc eu, dar n-am avut niciodată ideea de a scrie o carte. Și a fost un moment odată că zic, măi, dar ce-ar fi chiar să adun textele astea, să mă uit așa cu ochiul peste ele și atunci zic, hai și să scriu pe Facebook, pentru că Facebook-ul este tare mare scăpare la mine și chiar am o comunitate de oameni, e prea puțin spus comunitate, ei deja au reușit să fie niște oameni foarte apropiați, că zic, voi ce părere aveți, dar eu aș dona pentru cartea ta ca tu să te pare. Și atunci banii s-au strâns, cred că în 48 de ore. Și undeva donațiile au fost primăvara sau vara chiar și în februarie ieri am plinit un an cartea. Felicitări! Mulțumesc! Iarna, în februarie, am făcut lansarea, a venit foarte multă lume, nu m-am așteptat că o să vină atât de multă lume. A fost ceva unic și cartea asta a reușit să, eu îi zic o terapie, este o carte terapie care a reușit să mă crească, a reușit să mă elibereze de niște traume, a reușit să, nu știu, să mă facă mai puternică, pentru că în momentul în care
porți ceva pe suflet, trebuie să spui cuiva. Uh-huh, și eu am să te descarci. Da, am spus-o într-o carte și oamenii s-au prins de gândurile mele și foarte multă lume mi-a scris că, Victoria, noi ne-am regăsit în ea și mulțumim că și ne-ai dat și nouă curajul să ne eliberăm. Deja fiecare cum și-a găsit metoda, eu am găsit metoda asta. Nu mă consider scriitoare, nu mă, în general am o perioadă, nu mă consider actriță, mă consider om. Om care încearcă să trăiască, încearcă să nu doar să supraviețuiască, se apuce de calea ei și vreau să văd ce, până la final, ce este al meu. Pentru că noi trebuie pe pământul ăsta să ne cunoaștem, să ne vedem care este menirea noastră, ce vocație. Pentru că nu cred că o să rămân în actorie până la final. Asta voiam să te întreb. Acum încă nu ai acest răspuns, ce este al tău? Nu. Nu. Ești în căutare acestui răspuns? Eu sunt în căutare și cred că partea cea mai frumoasă și la care țin cel mai mult este căutarea asta. Uh-huh. Să văd de ce mă mai pot lega și ce pot să mai fac. Dar ca să te întreb acum, care este cea mai mare realizare a ta de până acum? Care e răspunsul? Familia. Uh-huh. Familia. Eu m-am căsătorit foarte devreme, în anul 4, când am dat examenele de stat, deja Ovidiu era să apară și toată lumea era foarte speriată în jurul meu că când tu voi să faci carieră, că Doamne, gata, n-ai să mai revii și nu știu ce. Am zis că, măi, pentru mine este important că mi-am găsit omul care mă înțelege. Cel mai important e asta. Când a apărut Ovidiu, a fost sufletul care de fiecare dată, chiar dacă eram mic, în ochii lui vedeam că eu trebuie să cresc, că copilul ăsta trebuie să aibă o mamă împlinită lângă el. Și tot ce am avut în viață și în cale a pornit de la familie implicit. Nu am avut momente din astea că să-mi fac eu un plan, că întâi fac asta și după care... Uneori planurile astea nu putem noi să le manevrăm. Și dar cumva de la planuri avem așteptări și apoi vin și dezamăgirile dacă cumva nu a mers totul cum ne-am planificat. Exact. Dar eu mi-am găsit bărbatul și sufletul meu care poate să mă înțeleagă, care el este primul om care ascultă ideile mele, care îmi validează absolut tot. Uneori mă supăr că îmi validează chiar tot, zic, nu, e imposibil să placă chiar tot, dar am înțeles că el este suportul și este punctul de la care eu pornesc. Uh-huh. Și sunt urechile mele. Sunt urechile mele. Am ceva de spus. Este omul care mă ascultă și e foarte și foarte important să avem să fim bine mai întâi acasă. Uh-huh. Asta am învățat și de la familia mea, de la părinți. Trebuie să fii mai întâi bine acasă, că celelalte vin ele. Mm-hmm. Pentru că doar așa o să obținem succes și în afara familiei. Da, da. Uite, pentru că ai început să vorbești despre soțul și copilul tău, se spune că copilul, indiferent de vârstă, mereu o să învețe ceva părinții. Și vreau să te întreb pe tine, ce învățați voi de la băiatul vostru zi de zi? Ovidiu, în primul rând, ne ceartă toată ziua că noi nu știm limba engleză. Și tot timpul zice, cum voi? Cum așa? Păi asta este... Dar cum voi să crește? Dar cum voi comunicați? Chiar nu vă interesează? Și eu am zis că Ovidiu, eu mă reapuc pentru că eu am mai făcut toată engleza și nu știu ce a fost, că nu s-a lipit nimic de cap. El acum învață japoneza și de la anime-uri, de la tot ce ține de partea asta și este atât de departe lumea lui de lumea noastră, dacă sincer, îmi place că tot ce înseamnă comparație, ne spune că și ce faci acum, compari? Tu crezi că asta e normal? Și eu zic, stai, care dreptate? Noi oricum avem partea asta în sânge, că n-am vrea să nu luăm de la părinții noștri una sau alta care nu ne-au convenit, le zicem. Și el zice, nu, ce faci? Asta tu ai făcut așa, dar asta ești tu. Eu n-am să fac așa pentru că eu sunt diferit.
și îmi dau seama că ei știu prea multe și la școală îi învață să fie unici, să nu se compare, să nu dea voie cuiva să le dicteze traiectoria și asta e foarte frumos. Mm-hmm. Dar simt uneori că pierd controlul și nu-mi dau seama, pentru că și noi suntem puși în niște situații. Nu prea știm noi uneori cum să ne comportăm mm-hmm. în unele situații și îmi place că atunci când ai dat o explicație, vine și zice, mai întâi mă ascultați, dar până la final, după care. Nu începem noi să-i ținem morală, nu știu, până să noi ascultăm poziția lui. Părinții cu noi acasă nu prea au făcut asta. Gata, au zis ceva, au venit, ne-au aflat, nu știu ce ne-a mai zis. Nu, Ovidiu cere să fie ascultat până la urmă. Tu măcar știi ce s-a întâmplat, dă-mi voie să-ți explic. Adică eu mă bucur că el are puterea și are o putere din asta, uneori simt că ne manipulează. Mm-hmm. Ca să-l ascultăm și știe să ne oprească, să-și da, spună da, punctul da, de vedere exact. Până la final. Și e frumos. Noi învățăm multe de la el. Învățăm, în primul rând, să gândim liber, să fim liberi, să nu avem frici. Noi ne-am temut foarte mult timp perioada asta cât au fost accidente pe la trecere de pietoni, chiar eram foarte speriați, dacă sincer, îl aduceam și el zice, păi, dar eu sunt mare, voi ce tot timpul așa, dar eu deja, eu mă simt incomod față de colegi, eu am nevoie de libertatea mea, de și am fost nevoie să-l lăsăm singur, numai eu știu cum, până ești acasă, da, gata, bine. Frica mamei oricum nu o... Da, a fost o perioadă din acum din te-ai asta. Acomodat deja, cumva, gândurile nu sunt atât de... Nu, oricum aștept să-mi scrie că eu am ajuns acasă, eu am ajuns la școală, oricum, uneori uite. Uh-huh. Și eu, de ce nu mi-ai scris măcar... M-am luat cu altceva, gata, eu sunt mare. Uh-huh. Dar asta e. Oricum, indiferent de vârsta copilului, grija mamei cred că o să persiste întotdeauna. Nu. Eu sper să nu fiu o mamă din asta care, dacă are numai unul, toată atenția e acolo și uneori să fiu exagerată, că eu mai fac uneori personaje de mame de astea care supra mame și vor să știe tot, vor să controleze tot. Eu tare încerc să nu fiu așa și să nu o duc încolo povestea asta. Vreau să ne întoarcem la fata din pădure. Eu am citit o astfel de expresie pe pagina ta de Instagram și mi-a plăcut și vreau să o comentăm. Fata din pădure nu e nici despre o fată și nici despre pădure. Atunci despre ce este fata din pădure? Iată să ne spui mai multe despre carte pentru cei care nu au citit-o. Fata din pădure e despre destine, în primul rând. E despre destinele care... uneori credem că ne-a fost predestinat, dar nu a fost așa. A fost vorba de o alegere nefăcută la timp, care ne-a schimbat cursul vieții și nu spre bine. Fata din pădure este despre relațiile interpersonale și despre cuvintele nespuse la timp care s-au adunat și nervii ăștia adunați cu anii se transformă în bombe, să zic așa, și în dureri care pur și simplu nu mai poți să te scapi de ele. Fata din pădure e despre relația copii-părinți și despre puterea lăuntrică a omului care nu lasă societatea să-l dea într-un anumit rând, că trebuie să fii într-un anumit fel, că trebuie să faci asta pentru că așa face toată lumea. Eu am fost unul din copiii care am zis nu. Și nu mi-a fost deloc ușor. Și nu mi-a fost deloc ușor nici la facultate. Și nu mi-a fost ușor nici mai târziu. Și nu mi-e ușor nici acum. Pentru că nu poți să trăiești după conduita și regulile cuiva. Uh-huh. Atâta timp cât tu simți altfel și vrei să fii altfel și crezi că drumul tău este legat și implicit de cu totul altceva decât ceea ce îți spun alții, vrei nu vrei, trebuie să mergi împotriva curentului și vrei nu vrei, trebuie uneori să fii răutăcioasă și tăioasă pentru că îți aperi propriul eu. Și mie îmi pare rău să spun lucrurile astea, dar am impresia că cum luptăm noi în Republica Moldova, că să ne lase societatea în pace pe o anumită temă, nu există nici într-o țară. Noi parcă ne naștem și suntem puși la o luptă.
acasă de mici, să la școală, să nu ni se taie din felul tău de a fi și din caracter, că eu țin minte, eram mică și eu nu iubeam banturile. Uh-huh. Și mama de fiecare dată, ei, că toți copiii, și eu știu că le scoteam și atunci mi se făcea observație la școală, dar tu ești fetiță, dar pe fetiță le trebuie așa, dar puteai că arăți ca un băiețel dacă n-ai să faci așa. Și îmi dau seama cât de mult te influențează lucrurile astea și că, însăși de felul meu eram așa mai băiețoasă și eram tare ridicolă când mă îmbrăca mama în rochii cu vălurele și cu, nu știu, are două gâțe cu banturi și eu stăteam cu capul în jos dintr-un copac pentru că foarte tare îmi plăcea să mă cațăr pe tot și rochiile mele toate erau înțâncușate, toate ațele curgeau. Mm-hmm. Până mama zice, nu te-am văzut odată o haină care tu s-o porți că nu trebuie, că fetițele nu fac așa și da, fetițele nu fac așa. Zic, atunci mă mai îmbrăcați în rochii din astea, că e de prințesă și de nu știu ce, că buburuze. Niciodată mi-a plăcut să-mi zică că-s prințesă, că-s buburuză, că-s nu știu ce. Dar asta așteptau de la tine, de fapt. Cumva, da. Cumva, da. Și eu în copilărie aveam o prietenă foarte finuță și foarte așa și foarte delicată și cu gâța într-o parte și într-o zi. Și aici probabil deja vine comparația. Da, dar niciodată asta m-a plăcut să fiu așa cum sunt. Chiar am niște fotografii pe în clasa a șasea și mama zice, toți copiii ca copiii au făcut jos, mă, tu ești uit în copac. E că cei fotografii în copac. Și atât, și am poza. Eu țin și avem un pulover la 1 septembrie roșu și blugi negri și eu eram în copac. Toată clasa mi-a jos, m-am suit în copac și am făcut poză. Așa ai simțit tu, așa exact. Ai vrut tu. Și până, și părinților mei le-au trebuit timp să se adapteze, dar eu mă bucur din suflet că eu am mai avut frați, noi suntem patru acasă și ai mei fiind prinși de unul de altul nu mai aveau când să stea și să-mi facă a te observa și m-au lăsat un pic și ca în lăsarea asta eu am reușit să-mi păstrez felul meu de a fi. Mm-hmm. Personalitatea ta, exact. Și nu ai schimbat-o pentru cineva. Exact. Și la facultate fix la fel. Mi-a fost foarte complicat și am avut momente în care am vrut să las. Pentru că acolo chiar pe cât de mult se spune că trebuie să fii diferit, că de personalitate oricum se încerca foarte mult să fim ca toți și am zis că nu, eu nu pot chiar și cu riscul ca să nu fiu cea mai bună studentă și n-am fost cea mai bună studentă, o zi n-am fost cea mai bună studentă, n-am vrut să fiu nu știu ce, să mă vadă ceilalți de la alte cursuri că eu pot, n-am avut momentele astea. Eu am prins foarte mult curaj după facultate. Uh-huh. Când am simțit că am diploma în mână și pot să fac ce vreau cu ea, atunci de fapt mie toată libertatea mi-a dat-o de fapt vlogul meu. Uh-huh. Iată, acolo am simțit că pot să fiu eu. Să te expui eu. Așa cum vrei exact. Tu. Exact. Și nu depinde de nimeni, nu am dirijori, nu am șefi, nu am... Ei. Chiar dacă și acolo ai parte de critică. Foarte multă. Acum, iată, nu știu, mă gândesc că de la început critica era mai mare. Acum s-a acum schimbat nu, ceva? Nu, acum nu am, dar îmi lipsește. Îți lipsește. Îmi lipsește foarte mult. În general, noi nu putem să trăim fără critică. Eu am impresia că nu avem, iată, vergile astea așa, pișale, cum le zic eu. Intrăm într-o zonă de confort, ceea ce am acum. Totul e bine, toți ne iubesc, noi nu, pe nimeni nu încercăm, nu schimb nimic pur și simplu în societate atunci când totul este foarte... Dar eram mai directă, eram mai tăioasă. Acum sunt așa mai molecică, dacă sincer. Dar eu nu mă bucur de asta. Pentru că atâta timp cât tu nu poți să aduci ceva, adică să educi sau să aduci... Pentru că ce se întâmplă acolo? Noi acolo arătăm oglinda societății, da? Sunt niște cazuri luate din viața noastră de zi cu zi și cine face critica, de fapt? Acei care s-au regăsit, pentru că i-ai atins. Care i-au deranjat ceva. Da, și ei de obicei ce fac? Nu pot primi critica. Și foarte multă lume are posibilitatea să se vadă dintr-o parte. Acum, orică ei s-au adaptat, dar am înțeles că noi suntem mai cuminciori.
Și am zis că trebuie să revenim, pentru că atunci nu are rost să duci un vlog de dragul vlogului, dacă tu nu încerci să arăți oamenilor o latura lor mai puțin confortabilă și frumoasă, în care trebuie să se vadă și în care trebuie să lucrezi asupra lor. Și pe care ei nu vor să o accepte. Nici de cum, dar nici noi nu acceptăm, nimeni nu acceptă. Și eu mai greu accept critica, mai ales ce este critică constructivă. Nu există critică constructivă. Critica e critică. Da, și gata. De acord. Uite, ultima mea întrebare în ceea ce ține de carte. Acum, după mai mult timp de la lansare, ai schimbat ceva în acea carte? Nimic. Nici nu ai adăugat, nici am pus acolo în măsură exact, pentru că nu am dreptul să scot tot din casa familiei mele legată de părinți. Am pus acolo atât cât mi-a permis obrazul, ca să nu-i supăr. Nu am judecat de ce mă mândresc, pentru că un timp mi-am judecat părinții și asta mi-a dus mai niște lecții și niște palme peste față și le-am meritat și le merit în continuare, pentru că nu avem drept moral să ne judecăm apropiații și mai ales cei care ne dau viață. Am pus acolo, legat și de partea cu caractere, dar și de personajele pe care le-am construit, dar sunt luate implicit din viața pe care am cunoscut-o și am întâlnit-o în tot drumul și parcursul meu. N-am ce să scot și n-am ce să adaug, dar nu mai am ce să mai adaug pentru o altă carte. Cum numește, aici să o continui. Nu este volumul 1, volumul 2 și așa mai departe. A fost un off, a fost o eliberare, un startup, să zic așa. Mai departe vedem ce o să scriem. Va fi o altă carte, dar nu aceeași idee, nu aceeași istorie, nu continuarea. Nu, dar nu ai ce să continui. Și n-am scris acolo neapărat despre copilăria mea, că cineva zice că toți aveam copilărie. Da, dar nu este copilăria fiecărui din noi, nu este la fel, nici viața nu este la fel, nici noi nu putem să fim la fel și putem să scriem fiecare carte a lui. De ce? Poftim. Nu am nicio problemă cu asta.